Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața! Misiune dificilă astăzi? Păi, cred că nu, doar o procedură, o formalitate. Să-mi dea voie să merg luni la Camera Deputaților. Procurorii înțeleg că nu s-ar opune, nu? Nu, cred că nu. Atât, hai să rămânem aici. Am urmărit și urmărim în continuare imagini în direct de la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Acolo a ajuns Elena Udrea. Ea le va solicita judecătorilor permisiunea de a părăsi domiciliul pentru a merge luni la Parlament, atunci când plenul Camerei Deputaților va lua în discuție solicitarea parchetului de încuvințare a începerii urmăririi penale și de arestarea lui Udrea în dosar.